Bună seara și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. În această seară vă voi face o predicție generală despre dragoste, bani ce ați putea face ca să evitați problemele, să depășiți obstacolele. Voi folosi aceste cărți de oracol, care de fapt cuprinde un mix de mijloace divinatorii, cum ar fi Kingul, runele sau tarotul. Și v-am pregătit această predicție pentru că, ca să răspundă la întrebările mai multor persoane care în ultima vreme mi-au scris și au cerut să fac predicții generale despre dragoste și bani în același timp. Și pentru că se apropie luna octombrie, să vedem la ce ne putem aștepta din punct de vedere al dragostei, al finanțelor, al profesiei, cum stăm cu relațiile interpersonale și cum am putea să ne îmbunătățim, să spunem așa, viața, să depășim obstacolele și să le evităm în același timp. Vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante cu florile pe care le-am pregătit aici. În seara aceasta m-am reîntors la floricelele mele preferate pentru că mi se par mai intuitivă, să zic așa, adică vă ajută mai mult la vă alege varianta în mod cât mai corect, pentru că sunt mai expresive. Alegeți-vă varianta bazându-o, bineînțeles, pe intuiție și după cum rezonați cu aceste culori și cu aceste flori. Puneți-vă o întrebare dacă doriți un răspuns anume, să-l aflați pentru luna octombrie, atât în planul sănătății cât și al dragostei sau în orice alt domeniu, pentru ce doriți voi un răspuns și să vedem la ce ne putem aștepta. Ok, și pentru început voi face predicția pentru cei care și-au ales, persoanele care și-au ales varianta florii roz. Așadar, gândiți-vă la luna octombrie, concentrați-vă pe o întrebare să vedem ce răspuns dau cărțile de oracol. Cartea s-a grăbit și îmi spune aici că veți avea parte poate de ceva nou în viața voastră, o nouă viață, un nou început, nașterea cuiva, o idee, un proiect, o călătorie, un nou loc de muncă, începerea unui nou curs în viața voastră, să zic așa, poate faceți o nouă școală, da, deci ceva nou. Veți fi binecuvântați și trebuie să vă mențineți echilibru, da? Deci aveți grijă să vă mențineți echilibru, să nu exagerați cu nici, să nu faceți excese, să nu fiți nici prea entuziaști, nici prea pesimiști, să nu fiți nici prea și nici prea, da? Nici prea calzi, nici prea reci, nici prea cheltuitori, nici prea economi, nici prea reci, nici prea fierbinți și așa mai departe. Da? Și pentru că voi sunteți într-o lună binecuvântată, deci pentru cei care sunteți, care v-ați ales varianta florii roz, v-a ieșit aici niște cărți foarte pozitive. Numărul 22 și 38 pentru voi poate avea o semnificație. Și sunteți printre stele, străluciți, poate vă aniversați și ziua de naștere, poate unul dintre voi, sau aveți moment, motive de sărbătoare, pentru că sunteți binecuvântați, ca să zic așa. Să vedem care este cartea voastră pentru luna octombrie, da? Ce vă prezice oracolul. Voi aici vă simțiți poate cam abandonați, cam singuri, cam orfani, mi-a ieșit aici. Poate va trebui să vă descurcați singuri într-o situație, da? Numărul 5 are o semnificație pentru voi. Aici mi apare ca și cum poate vă rupeți de o relație de cineva, cineva o părăsește sau voi veți trebui pur și simplu să o luați de la capăt. Vă simțiți ca și cum nu ați avea pe nimeni pe lume sau nu vă mai puteți încrede în nimeni. Aveți așa o senzație de pierdere, o senzație, poate chiar o criză de identitate. Nu știți încotro să o luați. Nu aveți încredere că veți reuși, că să vă integrați poate într-un loc,
într-o relație, într-o situație, nu știu, într-o nouă școală, într-o nouă viață, pentru că mai ești, dar voi sunteți binecuvântați, a trebuit să aveți încredere în Dumnezeu sau să căutați binecuvântarea, ca să zic așa, să căutați să vă găsiți binecuvântarea. Aveți nevoie parcă să aparțineți cuiva unui loc. Să știți că aparțineți unui loc, unei persoane, că ea sau că persoana respectivă este a voastră, cum ar veni, da? Mama voastră, iubitul vostru, soțul vostru, copilul vostru, mă rog, și așa mai departe, da? Aveți nevoie de acest lucru. Nu știți foarte bine ce loc ocupați, poate, în societate sau în relația în care sunteți, da? Deci. Sau la locul de muncă, nu știți ce e ceva acolo, poate să fac restructurări, vă simțiți orfani, vă simțiți abandonați într-un fel sau altul. Și e posibil ca în luna lui octombrie, cei care v-ați ales varianta florii roz, să nu aveți așa o stabilitate, că va ieși și din tăierea acel echilibru, care trebuie să-l aveți grijă cu echilibru, să-l mențineți. Da, pentru că poate e posibil să cădeți dintr-o extremă într-alta, da? Deci de aici și senzația aceasta de abandonare, când sunteți singuri, izolați, că nimeni nu vă vrea, că nimeni nu vă place, că nimeni nu vă apreciază, că nimeni nu știu ce. Adică poate aveți prea mult pesimism și ar trebui să nu exagerați, da? Deci nu duceți dintr-o extremă într-alta, nici prea entuziasm, nici prea. Aveți o decădere, poate să zic așa. Trebuie să înțelegeți că poate ar trebui să ieșiți mai mult în societate, pentru că nu sunteți o insulă pe care trebuie izolați, da? Nu trăiți izolați de ceilalți, da? Deci încercați să comunicați mai mult, dar să încercați să înțelegeți că faceți parte dintr-un întreg, nu sunteți separați, nu puteți trăi separați și nu pentru multă vreme, da? Este problema este în voi. Deci să țineți minte că voi vă simțiți, voi v-ați rupt, să zic așa, trebuie să stați poate mai mult de vorbă cu voi înși și să vă regăsiți pe voi întâi, că apoi veți regăsi și pe ceilalți. Sunteți într-o stare poate de confuzie, ca să zic așa, da? Deci aveți un sens greu, să zic așa, de pierdere. Poate chiar se și întâmplă la unii dintre voi să aveți și o pierdere. Poate să se întâmple și acest lucru, chiar să suferiți o pierdere, să vă despărțiți de un partener, să pierdeți un partener sau, mă rog, să pierdeți o persoană dragă. Este posibil și acest lucru. Dar trebuie să treceți mai departe, da? Să vă încărcați bateriile și să vă ridicați, să mergeți mai departe, să nu stați, pentru că nu puteți să vă izolați, să vă puneți cenușă în cap și nici să vă trăiți tot închiși într-o cameră. Să nu mai doriți să mai comunicați pentru că a suferit o pierdere, indiferent din ce domeniu ar fi ea, da? Deci încercați să această senzație de pierdere profundă trebuie să o depășiți, da? Concentrați-vă pe nevoia de a vă găsi locul, de a fi, să zicem, util într-un fel sau altul, pentru că veți găsi cu siguranță locul vostru și persoane care să vă împărtășească opiniile și cu care vă puteți înțelege și care au același mod de a gândi ca și voi, să zic așa. Nu mai faceți presiuni pentru a vă adapta și sau pentru a trăi o situație în care nu vă simțiți bine, spre exemplu. Da? Deci nu mai încercați să aruncați poate vina pe alții pentru că voi nu vă simțiți într-un loc sau într-o situație bine, ci încercați să faceți ceva ca să schimbați lucrurile. Pentru că nu toți vă vor înțelege și acesta este momentul chiar să mergeți înainte. Poate chiar e timpul să vă rupeți acolo unde nu sunteți înțeleși. Poate să fie și acest mesaj acestei cărți. Că într-o relație interpersonală pentru voi, pentru cei care, din punct de vedere sentimental, voi trebuie să vă ocupați mai mult de creșterea voastră personală, să vă regăsiți pe voi. Pentru că este foarte posibil să vă regăsiți în această lună, octombrie, decepționați, răniți de cineva care nu vă împărtășește sentimentele sau să descoperiți că nu vă merită persoana la care voi v-ați gândit, pe care voi ați iubit-o, da? Poate să fie și acest lucru. Sau este foarte posibil că sunteți într-o nouă relație și descoperiți că nu împărțiți aceleași valori. Nu aveți aceleași puncturi de vedere cu cealaltă persoană la care voi sunteți într-o relație nouă. Și pentru acest lucru voi vă simțiți poate excluși, vă simțiți incapabili de a
de a vă apropia, de a fi mai intim, să zic așa, da? De a fi sigur că puteți face o crea ceva cu acea persoană. Ar trebui totuși să vă faceți curaj, pentru că divinitatea vă cunoaște și știe ce doriți voi și vă va ghida, ca să zic așa, către persoanele care să vă accepte așa cum sunteți, fără nevoia de a fi mai superficial, de a avea artificii, da? Deci fiți unici, fiți așa cum sunteți voi și cu siguranță veți găsi persoanele care să vă aprecieze pe voi așa cum sunteți. Nu faceți compromisuri pentru a fi cu cineva, pentru a nu fi singur, da? Deci nu faceți compromisuri. Există timp pentru toate, chiar și pentru singurătate, doar că nu trebuie să rămâneți în această stare, da? Aveți răbdare că lucrurile se vor îmbunătăți. Din punct de vedere material, al banilor, profesiei, această carte practic vine și vă spune că nu puteți să faceți voi totul pentru toți. Deci nu puteți să-i mulțumiți pe toți, nu puteți să vă împărțiți în toate părțile, nu puteți să vă duceți pe spinarea voastră pe toți sau să duceți doar voi problemele în spate. Și este foarte posibil să nu fiți apreciați de toate persoanele, da? Dar trebuie să acceptați acest lucru, da? Deci voi faceți ce trebuie să faceți, nu trebuie să aveți nevoie de acceptul celorlalți, recunoștința celorlalți și așa mai departe. Faceți pentru că așa simțiți că trebuie să faceți. Trebuie să aveți ideile mai clare în mintea voastră, să știți ce aveți de făcut, ce misiune aveți în viața asta. Să vă lăsați amprenta, ca să zic așa, în această viață. Da? Deci să rămână ceva în urma voastră. Clădiți ceva ca să rămână ceva, pentru că asta este important. Imaginea pe care o dați voi, muncii voastre și contribuția pe care o aduceți voi în societate pentru evoluția acesteia. Este bine să continuați să vă mergeți pe calea voastră, da? Pentru că aveți idei strălucitoare care pot să vă aducă prosperitate. Da? Ca mesaj de protecție care să vă ajute să depășiți cu bine problemele sau să evitați problemele, ca să zic așa, este că poate că ar trebui să să acceptați că lucrurile nu funcționează întotdeauna așa cum vi le doriți și posibil că faptul că nu aveți pe cineva cu care să împărțiți, să zic, aceleași temeri sau aceleași sentimente, acest lucru vă face să vă simțiți singuri. Ar trebui totuși să fiți atenți pentru a nu crea legături care nu sunt pe placul vostru, pentru a nu vă trezi singur sau pentru a nu avea a fi răniți, spre exemplu, da? Deci încercați să ascundeți lucruri persoanelor dragi, spre exemplu, de teamă că v-ar răni. Da, deci este chiar momentul în care ar trebui poate să vă puneți toată atenția voastră către relațiile pe care le aveți și să încercați să le să vă curățați de relațiile care nu funcționează, de persoanele, vă îndepărtați de persoanele care, adică chiar voi ar trebui să abandonați. Acesta este un mesaj de protecție pentru voi. Pentru că nu se merită să fii în orice fel de relație cu oricine numai de dragul de a avea pe cineva și de a nu fi singur. Da? Deci nu coborâți standardele, nu renunțați la valorile și principiile voastre, nu faceți compromisuri. Voi trebuie să știți ceea ce vreți și unde vreți să ajungeți. Da? Și pentru că viața vă va oferi foarte multe posibilități. Lăsați-le să curgă aceste oportunități și voi fructificați-le. Da? Deci abandonați această stare de teamă sau de negativitate. Da? Gândiți mai pozitiv că lucrurile se îmbunătățesc. Cam asta este ce vede oracolul pentru persoanele care și-au ales varianta florii roz. Haideți să vedem și pentru persoanele care și-au ales varianta florii albe. Uh,
dar ce se pot aștepta pentru ziua de, pentru luna octombrie. Vedem cum va fi luna octombrie din punct de vedere relațional, material, financiar, interpersonal, cu mesaje de protecție, mesaje generale ce vă poate comunica oracolul. Deci am spus, oracolul acesta este practic un mix de mijloace divinatorii, de instrumente divinatorii, cum e King-ul și runele și tarotul în același timp, și este un complex din simbolistica sa și prin mesajele care transmite, și destul de precis, zic eu, din ce am constatat eu. Deci să vedem cum va fi luna octombrie pentru persoanele care și-au ales varianta florii albe. Flexibilitate și ajutor. Deci voi puteți să vă bazați pe ajutorul cuiva sau să cereți ajutorul cuiva sau să fiți de ajutor cuiva, să vă sprijiniți poate copilul, partenerul, cineva, un prieten, o prietenă, și să fiți flexibil la schimbări, da? La ceea ce se petrece în jurul vostru, la acțiunile din jurul vostru. În care este cartea voastră. Aici și acum. Deci voi trebuie să trăiți momentul. Aveți aici, parcă sunteți, vedeți, sunteți deasupra pământului, da? Dezburați, deja sunteți, aveți visele voastre pe care trebuie să le trăiți acum și acum, în acest moment. Trecut și viitor, da? Deci sunteți în mijloc aici, undeva aici e prezent, unde sunteți voi. De o parte aveți trecutul, de o parte aveți viitorul. Dar voi trebuie să vă trăiți, practic, prezentul. Și zburând deasupra lucrurilor, în același timp aveți o perspectivă mai amplă, să zic așa, asupra lucrurilor, cum trebuie să le faceți, asupra lumii, persoanelor, relațiilor, etc. Și în același timp voi aveți ferestre deschise, da? Aceasta înseamnă că aveți o viziune, că aveți speranțe, că aveți idei clare și să continuați să le trăiți, să le puneți în practică acum, în acest moment, cum ar veni, da? Trăiți-vă prezentul cu optimism, pentru că voi sunteți cu steagul deja fluturând ca și victorios, să zic așa. Cifra 32 pentru voi are o importanță deosebită și este o carte foarte pozitivă, ca să zic așa. Deci trebuie să fiți, practic, de plin conștienți că voi trebuie să fiți prezenți în momentul, în momentul actual, să trăiți zi de zi, fiecare zi în parte, cu particularitățile ei și cu multă bucurie, ca să zic așa. Pentru că totul, mesajul acestui oracol este practic acesta, că totul se întâmplă acum, în acest moment, în momentul prezent. Și că momentul prezent are foarte mare importanță. Că doar acest moment prezent, practic, pentru voi are importanță. Voi aveți, practic, tot ce aveți nevoie pentru ca să gestionați orice situație în prezentă. Și ar trebui să renunțați, practic, la nevoia de a vă uita în viitor, la ce vă așteaptă, ca să zic așa. Adică să nu mai fiți neliniștiți pentru ce se va întâmpla în viitor. Ci trăiți-vă prezentul și nici nu trebuie să încercați să vă agățați de trecut, spre exemplu. Da, deci nu stați să stați prea mult îngândurați la ce s-a întâmplat în trecut sau ce n-ați făcut sau ce ați făcut sau exact. Lăsați-le lucrurile așa cum au fost și voi trăiți-vă prezentul conștienți că lucrurile se întâmplă acum în acest moment. Și aveți o grămadă de experiență, trecutul pentru voi e doar experiență, nu trebuie să stați acolo ancorați. Voi trebuie să vă ridicați deasupra lucrurilor, vedeți că aveți aici, sunteți ca pe un ou, da? Deci voi sunteți deasupra oului, da? Aveți o idee, deja o aveți, deja aveți o oarecare, ați ieșit la lumină, da? Deci nu mai sunteți înăuntru oului. Deci trebuie să fiți conștienți că sunteți capabili să creați miracole în viața voastră dacă vă trăiți la maxim prezentul. Din punct de vedere interpersonal, ca relații, este practic, spune că trebuie să vă trăiți relația, dacă sunteți într-o relație, să vă trăiți relația în clipă de clipă.
să încercați să o faceți cât mai diversificată, mai, cum să spun, mai veselă, mai romantică, mai plină de pasiune, încărcați-o cu pasiune, da, relația pe care o aveți voi. Pentru că trebuie să fiți creativi, să zic așa, să lăsați inima voastră ca să se exprime, fără să vă gândiți dacă partenerul, partenera vă răspunde în același mod. Da? Deci voi pur și simplu exprimați-vă, dați-vă drumul la suflet, la sentimente, da? Trăiți momentul. Practic, mâine este în afara prezentului, da? Deci nu contează, nu trebuie să vă gândiți la ce va fi mâine. Trecutul este deja a plecat, da? Deci nu se mai poate întoarce și ceea ce contează este unicul lucru care este acum și în acest moment. Trăiți prezentul și trebuie să știți că în acest moment, în timp ce voi practic iubiți și vă exprimați, ca să zic așa, adevărata voastră personalitate, voi practic deveniți un magnet al dragostei pentru persoana dragă. Sau trăind voi mai pozitiv, devenind niște persoane, trăind voi, fiind voi înși vă, dacă sunteți singuri, spre exemplu, în felul acesta deveniți un magnet pentru alții și veți atrage acea persoană care să vă aprecieze pentru așa cum sunteți voi, să se îndrăgostească de voi. Această carte îmi vorbește despre faptul că divinitatea practic este îndrăgostită, să zic așa, de voi. Adică voi sunteți într-un fel preferații lunii octombrie. Adresați-vă divinității pentru a putea să trăiți bucuria în dragoste și să vă găsiți bucuria în dragoste în prezentul în care îl trăiți, da? Din punct de vedere al prosperității, cartea vorbește despre faptul că ceea ce voi lucrați este practic un lucru de aur. Deci, creația voastră este ceva de aur care vă va da foarte multe roade, vă va da foarte multe, foarte mulți bani vă pot aduce și chiar vă poate aduce, rămâne o moștenire, ca să zic așa, deci care puteți să o fructificați și peste ani, această muncă pe care voi o faceți acum, poate într-o firmă, poate într-o, nu știu, poate sunt niște persoane creative care stați și scrieți, construiți ceva, desenați, pictați, etc. Și acest lucru peste timp va avea și mai multă valoare. Deci toată munca asta voastră pe care ați depus-o pentru a face ceva, să creați ceva, să construiți ceva sau pur și simplu un serviciu pe care îl faceți voi, vă va da roade, da? Vor lăsa, să zic așa, o moștenire deosebită. Acum, fie în plan material, fie în plan spiritual. Încercați să nu vă mai gândiți cum va fi peste nu știu cât timp, ce se va întâmpla cu creația voastră, cu munca voastră și așa mai departe, ci pur și simplu voi lucrați conștienți că acum, în acest moment, trebuie să faceți niște lucruri extraordinare, pentru că vi se vor materializa niște dorințe, niște vise, puteți să le materializați în acest prezent, să zic așa, ca prin magie. Deci voi, practic, aveți această capacitate în această lună, octombrie, să dați viață viselor voastre. Deci tot ceea ce gândiți voi devine, se materializează. Deci voi sunteți acum, oarecum, voi sunteți creatori, faceți, vedeți oul acesta pe care voi creați, practic, faceți, sunteți găina care faceți multe ouă, da? Multe ouă de aur. Și din aceste ouă de aur scoateți și pui și așa mai departe. Deci concentrați-vă pe prezent. Din punct de vedere al protecției, ca și mesaj de protecție, ca să evitați problemele sau să depășiți obstacolele, trebuie practic să nu vă mai puneți problema la ce ați fi putut face, ce n-a mers bine, de ce n-ați făcut bine și așa mai departe. Deci să nu mai stați așa rătăcind prin trecutul vostru, la ce ați făcut voi prin trecutul vostru. Da? Deci voi concentrați-vă acum, pentru că plângându-vă zilele trecute, vă pierdeți din putere, da? Și atunci acest lucru nu vă ajută.
Deci voi trebuie să vă mențineți încărcați la maxim cu pozitivitate și să trăiți momentele prezente, pentru că aveți foarte multe oportunități și dacă voi stați prea concentrați pe trecut sau pe viitor, pierdeți din vedere detalii, pierdeți din vedere viziunea aceasta de ansamblu, da? Deci nu mai vedeți, ca să zic așa, amănuntele, nu mai vedeți oportunitățile, da? Deci încercați să nu fiți părăcuți, să nu aveți nici ambiții foarte mari, pentru că acest lucru vă poate crea probleme, ca să zic așa, pentru că vă concentrați prea mult într-o anumită direcție. Da? Deci, și sărind peste etape, în loc să vă trăiți prezentul așa cum trebuie, cât mai conștient, cât mai conștiincios, ca să zic așa, să faceți cât mai bine prezentul, să-l lucrați cât mai bine, voi deja săriți la următoarea etapă pe viitor și atunci nu este foarte ok, pentru că construiți, baza este prezentul, da? Și dacă voi săriți peste prezentul acesta și direct la viitor, viitorul acela s-ar putea să-l construiți destul de fragil. Da, deci încercați să trăiți acum, în acest moment, pentru că totul va fi bine și miracolele, practic, voi veți avea parte de miracole în această lună, practic, care vor veni la timpul potrivit, ca să zic așa, da? Cam asta este și pentru cei care și-au ales varianta florii albe. Haideți să vedem pentru cei care și-au ales varianta florii albastre, la ce se pot aștepta. Ops. Voi trebuie să aveți grijă cu certurile, pentru că sau aglomerațiile, da? Pentru că s-au grăbit foarte multe ca să iasă. S-ar putea să aveți o lună interesantă în care va trebui să vă vindecați în același timp ca să fiți fericiți, da? Să încercați să vă vindecați sufletul ca să fiți fericiți. Vedem care e cartea voastră. La mare. Deci voi va trebui să, poate că unii dintre voi chiar călătoriți, trebuie să vă luați o vacanță. Numărul 7 pentru voi este un număr foarte important. Voi ar trebui poate să vă întoarceți la origini, da? Sau, mă rog, să înțelegeți lucrurile puțin, să dați puțin filmul înapoi ca să înțelegeți lucrurile cum sunt, să încercați să căutați ordinea naturală a evenimentelor, ca să zic așa, da? Să formați piesele de puzzle, să găsiți bucățica care lipsește, poate. Să vă luați, poate, chiar și o vacanță. Este să vă simțiți, trebuie să încercați să vă relaxați mai mult, să vă simțiți parte din fluxul vieții, ca să zic așa, să vă găsiți direcția. Vedeți aici, aveți o barcă și are și aici o direcție, da? Și vântul care îi suflă din spate. Practic, această carte vă îndeamnă să mergeți nu împotriva curentului, ci să vă lăsați duși de val, da? Pentru că acesta este ceea ce trebuie să faceți în această lună voi, da? Să vă lăsați duși de val, pentru că vor fi practic multe oportunități. Valul vă duce către direcția potrivită. Deci în aceste valuri care se vor crea în această lună octombrie, voi veți găsi multe oportunități. Lăsați-vă duși de val, da? Pentru că nu va trebui să depuneți voi foarte multe eforturi și nu vă va consuma energia, ca să zic așa. Din punct de vedere al raporturilor interpersonale, vor fi momente, poate, în raporturile cu persoana iubită, în care va trebui să decideți dacă mergeți împreună sau vă despărțiți. Da? Deci, trebuie să decideți ce trebuie să faceți, pentru că să vă stabiliți care obiectivele împărțiți cu partenerul. Care e direcția pe care trebuie să o apucați, da? Deci, dacă sunteți amândoi în stare să vă respectați unul altora, altuia opiniile, mă rog, dorințele și așa mai departe, sau nu. Este momentul, practic, acum chiar să vă luați poate o pauză,
fie să vă, ca să înțelegeți cum va merge relația voastră mai departe, ce aveți de făcut, fie ca să vă luați o pauză împreună, ca să vă relaxați, să vă puteți regăsi unul pe altul. Din punct de vedere al prosperității, aici pare că totul funcționează bine dacă nu vă veți mai lupta, deci dacă veți lăsa lucrurile să meargă așa cum o fi, pentru că vă va duce fluxul multe oportunități și vă va ajuta să le fructificați. Poate să vă intre chiar și bani, deci luna aceasta, da, deci veți avea multe, multe oportunități să câștigați mai bine, să vă fructificați talentele, să vă valorificați proiectele, ca să zic așa. Trebuie doar să fiți mai relaxați și din acest punct de vedere, da? Să fiți mai ca după ca într-o vacanță, pur și simplu, să luați lucrurile așa mai ușor. Iar din punct de vedere al protecției, spune că trebuie să nu vă blocați încercând să mergeți împotriva celorlalți sau să demonstrați voi ceva cuiva. Da? Deci încercați să lăsați lucrurile ca și cum v-ați lăsat pe undele mării, să zic așa, pe valurile mării să mergeți cu barca. Da? Deci lăsați-vă puțin așa, relaxați-vă. Pentru că nu este o mare foarte agitată, da? Deci este o mare destul de calmă, da? Deci în care vă puteți permite să vă lăsați puțin duși de val. Nu mai opuneți rezistență și nu mai luptați împotriva unei situații. Poate ar trebui să învățați să vă folosiți de maree, să zic așa, da? Deci când crește și scade. Pentru că aceste lucruri vă ajută să urcați și să coborâți, ca să zic așa, fără să vă obosiți. Relaxați-vă și credeți că abundența va veni în viața voastră pentru că aveți porțile deschise pentru abundență. Așadar, stați liniștiți că totul merge în direcția potrivită. Cam asta e tot ce am avut să vă spun pentru luna octombrie și pentru cei care și-au ales varianta florii albastre. Sper că v-au plăcut aceste predicții și că vă vor îndeplini dorințele.